În doar 48 de ore în România au fost două anotimpuri. Scăderea bruscă a temperaturii a readus iarna în mai multe zone din țară. Din cauza vremii rele, o cisternă s-a răsturnat în Argeș, iar în zonele montane, șoferii care au renunțat la cauciucurile de iarnă au întâmpinat mari dificultăți. Pe alocuri, stratul de zăpadă a atins chiar și 2 metri. Temperaturile scăzute, ploile și vântul puternic i-au luat prin surprindere pe șoferi. Pe drumul național 7, între Pitești și Râmnicu-Vâlcea, șoferul unei cisterne intra cu viteză într-o curbă și a derapat. Mai multe echipaje de pompieri și poliție au fost chemate să intervină. Din fericire, șoferul a scăpat doar cu câteva răni ușoare. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 5 ore. La munte, temperaturile au scăzut brusc, așa că precipitațiile s-au transformat în nisoare. Pe alocuri, stratul de zăpadă depus peste noapte depășește 2 metri înălțime. Răcirea semnificativă a vremii este cauzată de avansul dinspre latitudini nordice a unei mase de aer rece, iar precipitațiile de astăzi, spre exemplu, sunt determinate de activitatea ciclonică dinspre bazinul Mării Mediterane, care a avansat și a adus precipitații și în zona țării noastre. Meteorologii spun că temperaturile vor continua să fie sub mediile perioadei până la sfârșitul săptămânii viitoare.